Să aveți bucurie, sufletelor dragi. O emisiune pe care o realizez, iată, în această seară și de altfel în ziua în care o veți vedea și în reluare, pentru toți cei care astăzi pot spune că se află într-o dificultate. Sigur că atunci când auzim de altfel cuvântul dificultate, ne întrebăm unde s-ar putea așeza sau unde ar putea fi regăsit de fapt acest mesaj, acestui cuvânt, pentru că atunci când te afli într-o situație la care de altfel cauți răspuns, încerci să cauți soluții pentru a ieși din situația de criză în care ai ajuns, poate fără să-ți dai seama sau datorită unor evenimente la care nu te-ai așteptat sau pe care nu le-ai înțeles. Blocajele minții, iubiții mei, sunt de altfel destul de frecvent apărute în viața noastră, pentru că mulți avem această tendință de a spune: nu știu ce să mai fac, nu știu de unde să încep, pentru că m-am blocat, pentru că nu înțeleg ce mi se întâmplă și trebuie neapărat să mă consult cu un psiholog sau să caut soluții. Iubiții mei, să țineți minte ce vă spun în această emisiune, pentru că de fapt în aproape toate emisiunile vorbesc pentru fiecare dintre dumneavoastră. Blocajele minții, dragii mei, apar la oamenii care de regulă sunt panicați de tot ceea ce înseamnă partea de necunoscut. Acum trebuie să fim puțin realiști că nu e scris nimănui în frunte ceea ce îi se întâmplă de altfel mâine. Dar totodată, dacă te gândești doar la eșec și dacă te gândești că nu vei avea șansa să reușești în tot ceea ce ți-ai propus, fără să-ți dai seama, atragi de fapt tot ceea ce numim noi energia negativă asupra ta. Revin cu câteva precizări pe care poate vi le-am făcut și altă dată și pe care vi le-am expus și în alte emisiuni, că acest corp fizic este format din celule care sunt vii și au memorie. Celulele memorează informațiile pe care noi le transmitem pe gură. Deci este foarte important ca atunci când exprimăm cuvinte, ca atunci când facem anumite afirmații și atunci când aruncăm cuvinte, mai ales dure, la nervi, să ne gândim și la consecințele care provoacă sau aduc dureri. De ce? Pentru că cuvintele sunt ființe vii. Cuvintele, de altfel, construiesc prezentul și, de altfel, proiectează viitorul nostru. Mulți dintre noi, cei care astăzi suferim, mulți dintre noi, cei care astăzi poate suntem nemulțumiți sau avem o viață atât de atipică, suntem precum oamenii pe valurile Dunării, când sus, când jos, am ajuns și suntem în această situație datorită momentelor de necugetare pe care le-am avut în viață și momentele care ne-au scăzut vibrația. Și acestea sunt regăsite în nervii pe care probabil îi avem uneori, sau dorința, furia de a ne răzbuna pe oamenii care ne-au făcut rău sau ne-au adus supărare într-un anumit moment al vieții. Să știți că principalul vinovat a ceea ce numim noi astăzi blocaj al minții, în care noi venim și spunem: doamne, nu mai merge nimic, totul parcă s-a oprit, nu mai pot să fac bani, nu mă mai pot descurca, nu mai
merge bine, simt că stau pe loc. Principalul vinovat acestei situații este de fapt panica care s-a instalat în subconștient. Să țineți minte că frica însoțită de altfel de panica pe care mulți dintre noi o avem la ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-ar putea întâmpla este generatoare de blocaje, atât a evoluției noastre materiale, dar și spirituale, pentru că omul panicat încearcă să conserve ceea ce de fapt mai are sau încearcă să își adune rezerve care uneori nu sunt necesare și poate uneori nu le poți explica sau chiar nu sunt necesare, pentru că știți, exemplul cel mai concret îl avem cu acea seară și noapte de disperare în care românii au umplut rezervoarele, butoaiele, tomberoanele cu motorină, cu benzină, de teama că prețul va fi foarte mare sau că nu se va mai găsi combustibil. Deci iată cum panica și frica de a nu rămâne fără combustibil i-a determinat pe mulți să recurgă la gesturi pe care greu îți vine să le explici, mai ales că dacă ar fi să o analizăm din punct de vedere logic această situație, ne putem da seama că un bidon sau un tomberon de motorină nu te va ține o veșnicie. Deci chiar dacă ar fi fost posibil o astfel de criză de combustibil, un tomberon ți s-ar fi terminat în câteva zile și ulterior ce făceai. Dar vedeți, omul în acele momente nu mai judecă rațional. Despre acest lucru vreau să vă vorbesc, despre rațiunea, care este extrem de importantă și care este însoțită de multe ori de emoții. Sunt mai multe categorii de oameni. Sunt oameni care trăiesc doar prin prisma a tot ceea ce le dictează rațiunea. Adică, dacă mă îngăduiți să spun, sunt acei oameni cobloane care nu văd decât înainte și care au anumite principii care, din păcate, sunt cam departe de o realitate a ceea ce trăiesc și ceea ce urmează să trăiască. Aceștia, de regulă, sunt oamenii foarte duri, oamenii foarte răi. Aceștia sunt oamenii care încearcă să își construiască o proprie lume a lor și îi conving și pe ceilalți că lumea în care trăiesc este lumea pe care toată lumea ar trebui să o urmeze. Iar cealaltă categorie de oameni sunt cei care trăiesc prin emoțiile generate de frumusețe, poate unele generate de tristețea pe care o trăiesc și de faptul că de multe ori nu sunt înțeleși, nu înțeleg ce li se întâmplă și nu înțeleg de ce li se întâmplă aceste lucruri. Așa că să țineți minte ce vă spun, dacă în viața voastră se întâmplă sau apar anumite blocaje, anumite situații în care chiar nu vă puteți răspunde la întrebarea de ce mie și de ce mi s-a întâmplat asta, toate acestea sunt de altfel generate de un contract karmic care sigur nu poate fi înțeles de toată lumea, pentru că undeva cândva ai greșit, fie față de cineva, fie ai produs o nedreptate sau ai adus în viața unei persoane o supărare sau ai creat o nedreptate. Într-un anumit moment al vieții, nu se știe când, fie în tinerețe, fie într-un anumit moment în care considerai că toată lumea e a ta și că ție nu ți se poate întâmpla nimic. Dar trecând și peste acest aspect, este important să reținem că așa cum sufletul și de fapt cum trupul are nevoie de hrană și sufletul are nevoie de mângâiere, are nevoie de acel echilibru care este hrănit de emoție. Noi nu înțelegem că emoția este
cea care conduce de multe ori sau ne conduce pe mulți dintre noi în viață. Să nu uităm de oamenii care sunt îndrăgostiți, de oamenii care iubesc persoane care de fapt nu le merită. Sunt multe tinere domnișoare care astăzi suferă, sunt multe tinere domnișoare care astăzi plâng și plătesc acatiste, se duc la mănăstiri pentru că iubitul lor este bipolar. Nu, de fapt, trăiește într-o lume paralelă, când este foarte călduros, foarte iubitor, când este foarte dur. Același lucru se întâmplă și în căsnicii. Dacă ai neșansa să te căsătorești cu un bipolar care îți transformă raiul în iad, atunci ești într-o mare, mare problemă și problemele acestea care de fapt îți consumă energia te conduc la blocajul despre care citiți pe micul ecran. Ce facem în această situație? Mă întreabă cineva de ce este Sfântul afișat pe micul ecran, pentru că Sfântul pe care îl vedeți pe micul ecran este Sfântul dorințelor. Este Sfântul bucuriei și dacă citim mesajul care este regăsit în Sfânta Icoană, acolo vedem de fapt ceva interesant. Acolo se scrie așa, că cine mă va avea în casa lui, bucuria, bunătate și virea vor lua locul întristării. Noi de fapt avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în mod special atunci când ne simțim singuri. Dar pentru că nu suntem vrednici de ceea ce cerem și pentru că nu avem capacitatea poate sau vrednicia de a comunica cu forța divină, cu stăpânul Universului, atunci apelăm la ajutorul Sfinților. Pentru cei care mă urmăriți pentru prima dată și sigur cu scuze față de cei care mă urmăresc seară de seară, fie în direct sau în emisiuni prezentate în reluare, aș dori să fac precizarea că Sfântul Pangratie este un sfânt ortodox sărbătorit pe 9 iulie și este sfântul care împlinește dorințele. Mă refer la cei care trec prin evenimente pe care de altfel nu le-au prevăzut. Să știți că sunt oameni care trăiesc astăzi șocuri emoționale pentru că le-a apărut o situație la care nu s-ar fi gândit niciodată. S-au trezit singuri, am întâlnit domnișoare care peste noapte au devenit singure pentru că iubitul lor, trăind într-o idilă paralelă așa, i-a comunicat că, știi, draga mea, de fapt aveam pe cineva în paralel cu tine și am decis să rămân cu acea persoană. Vă dați seama ce șoc poate să aibă astfel de domnișoară sau un astfel de suflet care este pus într-o situație atât de neomenească, pentru că până la urmă de suflet n-ai voie să-ți bați joc. Și atenție tinerelor, atenție tinerilor, atenție voi, doamnelor, domnilor, cei care mă urmăriți, n-aveți voie să vă bateți joc de sufletul niciunui om, pentru că sufletul este ceva sacru, este ceva care nu poate fi descris în cuvinte. Este de fapt, dacă ar înțelege oamenii, este forța care te poate ridica chiar dacă ești un om modest, necăjit, dar te poate și doborâ oricât de bogat sau cât de important e considera în această lume. De ce? Pentru că sufletul este cel care comunică cu glasul conștiinței și de fapt cu ADN-ul nostru. În ADN, acolo este hardul, dacă îmi permite să folosesc un termen științific. În ADN se adună informația pe care noi o captăm și pe care noi o transmitem prin cuvinte. Noi hrănim ADN-ul cu ceea ce rostim pe gură. Aș vrea să fac câteva precizări importante. Mulți dintre noi postim și sunt mulți care postesc și se chinuie să facă acest efort de a posti. Le-aș transmite acestora că dacă fac acest efort, atunci, pe lângă paza pe care o pui
stomacului, de a nu-l hrăni cu anumite alimente, să zic, interzise în post sau nerecomandate, puneți-vă pază și gurii, că nu ți ajută postul la nimic dacă postești te îndoi de spate și pe gură scoți venin, încerci să rostești cuvinte care dor, pentru că să știți că cuvintele au puterea de a ucide. Au puterea de a ucide și de a rupe bucățele din sufletul celui care de altfel este interlocutorul tău într-un moment în care tu îți vergi nervii sau te descarci pentru o anumită problemă. Să știți că cearta, ura, țipetele nu rezolvă problema, ci din contră o adâncesc și te vor conduce pe tine, cel care tu inițiezi cearta sau o provoci, la ceea ce citești pe micul ecran, blocajul minții, care de fapt îți va stopa perspectiva evoluției și de acela totodată îți va încețoșa mintea și te va opri din mersul pe care tu l-ai. De ce? Pentru că atunci când faci o faptă rea, când superi pe cineva, când ai adus unui om acuze, deși poate era nevinovat, dacă ai făcut o faptă reprobabilă, o faptă urâtă, trebuie să faci 5 fapte bune ca ea să fie iertată. Să nu credeți că dacă astăzi am făcut păcate fără număr și mâine m-am dus la preot să mă spovedească, gata, Dumnezeu m-a eliberat de tot și sunt nou născut, peste 3 zile încep iarăși să înjur și peste o săptămână iar merg la preot și uite așa. Nu așa funcționează lucrurile. Cei care aveți un astfel de obicei, renunțați la ele. Pentru că în viața voastră aveți nevoie de ajutor, aveți nevoie de protecție divină. V-am invitat și v-am spus de fiecare dată că avem un sfânt pe care Biserica Sfânta Maria din Voluntari Pipera, Biserica din Lemn, îl găzduiește, Sfântul Pangratie. Acolo sunt moaștele lui, moaștele Sfântului care vă așteaptă și, de altfel, Sfântul vă așteaptă să veniți la închinare. Mai ales că, prin voia bunului Dumnezeu și cu ajutorul Sfinților, vom face rugăciune de dezlegare colectivă pe data de 26 martie și cei care veți putea să ne ajutați. Dorim să construim racla Sfântului ca atunci când veți veni la închinare să fie gata, să veniți și să vă bucurați împreună cu noi de darul pe care l-ați făcut cu mic, cu mare, de a contribui la construcția sau realizarea raclei Sfântului. Contul o să fie afișat pe micul ecran sau cei care veți dori să vă comandați în casa voastră icoana Sfântului sau pachetul bucuriei, orice gest pe care l-ați făcut de bună voință, indirect ne ajută ca noi să realizăm ceea ce ne-am propus. Iubiții mei, nu cred că există om pe acest pământ care să nu aibă o dorință. Nu cred că există om pe acest pământ care să nu aibă o problemă, să nu aibă nevoie de ajutor. De ce? Pentru că noi suntem construiți din carne și oase. Trupul acesta trece prin multe încercări, are multe nevoi. Nevoile generează de altfel costuri și aceste costuri generează obligația noastră de a munci ca să le întreținem, să ne putem întreține familia, să ne putem întreține acest trup, să ne îmbrăcăm, să ne aranjăm, să ne cumpărăm anumite produse care ne fac să ne simțim bine. Mai ales doamnele știu la ce mă refer. Toți ne îngrijim de ceea ce numim noi materie. Întrebarea era cât de mult vă îngrijiți de sufletul vostru. Sufletele, iubiții mei, sufletele voastre sunt valoroase. Sufletul pe care noi îl avem și care este imaterial, de fapt este viața pe care noi o prețuim foarte puțin. Aș vrea să vă
întrebați acum, în timp ce mă ascultați la această oră, cât de mult v-ați prețuit viața, cât de mult timp v-ați acordat vouă de-a lungul vieții până la 30, 50, 70 de ani. Veți vedea că sunteți cam corigenți la acest capitol, pentru că întotdeauna noi ne-am îngrijit ca să le fie bine altora. Sunt oameni care eu îi cunosc și au sacrificat aproape întreaga viață ca să le fie bine copiilor, însă ceea ce aceștia au uitat și uită de altfel să înțeleagă că viața, iubiții mei, este scrisă din istoria propriilor noastre fapte. Viața este scrisă, credeți-mă, de ceea ce noi trăim și de ceea ce simțim. Viața este așa cum noi ne-o facem și cum ne-o scriem în fiecare zi. Câte vreme îți amintești de Dumnezeu doar atunci când ai necazuri, atunci trebuie să fii conștient și să înțelegi că necazurile, dacă vin peste tine, vin tocmai pentru a te îndrepta și a te uni cu Dumnezeu. Oamenii nu înțeleg acest lucru. A te uni cu Dumnezeu înseamnă a renunța la orgolii, înseamnă a fi milostiv. Iată, apare contul bisericii, cei care pot să-l scrie, sper să fie corect scris, și cei care vor să ne ajute, îi rog să o facă, ca Bunul Dumnezeu să ne ajute până la data de 25 martie să avem gata căsuța Sfântului, unde veți veni să vă închinați la Sfântul Dorințelor. De altfel, ziua de 26 este ziua dorințelor, de aceea vă și invit să veniți să ne rugăm. Vă invit la rugăciune, nu la bar, așa cum îmi place mie să spun, și sper că pentru acest lucru să nu mă acuze sau să mă urecheze, în ghilimele, anumite persoane care poate nu mă agrează. De ce? Pentru că eu vă invit într-un loc unde vreau să vă învăț cât de importantă este iubirea pe care putem să o acordăm lui Dumnezeu, cât de importantă este dragostea pe care o arătăm Maicii Domnului, ocrotitoarea României, și cât de importantă este prețuirea pe care o arătăm unui sfânt, pe care noi, românii, împreună cu alți sfinți pe care avem în cadrul bisericii ortodoxe și, sigur, pe care are România, nu vreau să-i supăr pe confrații noștri din alte confesiuni, există relicve, există moaștele sfinților care au fost trăitori și care sunt vorbitori înaintea tronului Dumnezeu atunci când noi le cerem mijlocirea. De aceea și Sfântul Pancrat este considerat un sfânt avocat în ceruri, care a mijlocit de nenumărate ori prin rugăciunile pe care oamenii credincioși le-au făcut, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu ca necazurile dumneavoastră să devină, de altfel, să devină o amintire. Aș vrea să știți că am vorbit foarte mult despre pachetul Darul Bucuriei. M-a întrebat cineva, este aici pe masă. Acesta conține această carte pe care cred că fiecare creștin ar trebui să o aibă. Este Dezlegarea nodurilor vieții și este o carte de rugăciuni și acatiste pentru nevoile zilnice în care orice problemă ai. Poate îți dorești un loc de muncă, îți dorești să te căsătorești, îți dorești iubire, îți dorești să întâlnești perechea sufletului tău, atunci există aceste rugăciuni care trebuie rostite în anumite momente ale săptămânii, și rostind aceste rugăciuni primești, de altfel, binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă ca răsplata timpului pe care tu i l-ai dedicat lui Dumnezeu. De fapt, asta este rolul pe care noi oamenii, îmi cer scuze, ne putem asuma, de a ne da timp rugăciunii și alimentării sau hranei sufletului, pentru că și sufletul are nevoie de hrană. Hrana sufletului este adusă de bucuria pe care o poți construi în propria ta casă și pe care o poți oferi celor din jur. Întrebarea era: oare când ați fost ultima dată bucuroși?
sau oare ce v-ar putea bucura sau ce v-ar putea vouă aduce bucurie în casa voastră ca începând de mâine viața voastră să se schimbe, să scăpați de tristețe. M-a sunat în seara aceasta o bătrânică din județul Bistrița să spună că de când a ajuns Sfântul în casa ei, este atât de bucuroasă și fericită. De ce? Pentru că Sfântul este prietenul sau poate deveni prietenul celor care sunt în nevoi și necazuri. Așa precum și alți sfinți pe care noi îi avem și pe care colegii mei preoți și duhovnici, sfinții cu nume importante, Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nectarie, Sfântul Mina, Sfânta Parascheva de la Iași, Tatiana de la Craiova, Filoftea, Grigore și mulți alți sfinți sunt mărgăritare ale cerurilor care au venit și vin în viața noastră ca o binecuvântare ce ne este îngăduită de Dumnezeu și ne este dată ca noi care suntem astăzi încă în putere, în viață, să-i vizităm, să mergeți, să organizați pelerinaje, să-i vizitați pe sfinți, pentru că a te duce la Curtea de Argeș, a te duce la Patriarhie și a vizita pe Sfântul Dimitrie, la Iași, pe Sfânta Parascheva, a veni la bisericuța noastră, Bisericuța Dorințelor, unde sunt, unde se spune și Biserica Îngerilor, unde există icoana Sfântului și există de altfel moaștele Sfântului Pancratie. Asta înseamnă binecuvântare. De ce? Pentru că câtă vreme poți să te miști. Știți, în fiecare zi ascult telefoane și aud telefoane, mă iertați, ascult de fapt ce vreți să-mi spuneți, să nu fiu interpretat greșit. Ascult vocea tristă a multor oameni care îmi spun: părinte, aș vrea să vin, dar nu pot, sunt bolnav sau bolnavă, aș da orice să ajung, dar din păcate stau la pat, sunt țintuit la pat, sau îmi spunea o femeie plângând la telefon că nu se poate ridica din pat și dacă aș putea să ajung cu icoana Sfântului să o sărute, ar fi cea mai fericită. Iată cum acești oameni ar da orice să aibă șansa pe care dumneavoastră o aveți de a veni și de a vă ruga, de a merge la biserică sâmbătă, duminică, în sărbători și de a-i cere Sfântului ajutorul și nu numai lui, sfinților care sunt acolo. Pentru că atunci când te duci la o biserică unde există sfinte moaște, și avem atâtea în București, în țară, de fapt te-ai dus într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Într-un loc în care liniștea, în care dragostea, în care iubirea este la ea acasă. Mulți, mulți puteți confirma, cei care ați trecut prin pragul bisericuței din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera și ați scris review-uri, ați spus că ați venit într-un colț de rai. Așa este. Acolo natura cu frumusețea, tradiția, cu istoria vin să ne spun o lecție de viață, să ne convingă că strămoșii noștri n-au trăit degeaba și că în simplitatea lor, în modestia lor, au fost aproape și sunt aproape de Dumnezeu. Le mulțumesc încă o dată șincanilor, cei care au venit și au înfrumusețat biserica cu ștergare, au pus la icoane ștergare frumoase. Am promis că o să fac poze, dar n-am reușit. Foarte frumos. Am lăsat ca această bucurie de a privi frumusețea bisericii să o aveți și dumneavoastră și mai ales că am adus icoanele celor 12 apostoli foarte frumoase și de asemenea cei care doriți, cei care aveți posibilitatea să ne ajutați să plătiți costul icoanei unui apostol, vă vom trece numele, că icoana a fost donată de familia sau de cine se va găsi vrednic să aibă un apostol care va fi acolo pentru zeci, sute de ani, mărturia credinței și a dragostei, a jertfei pe care ați făcut-o. Cei 12 apostoli sunt afișați de-a lungul, adică bisericii, stânga, dreapta, chiar vă rog să îi priviți când veți ajunge la bisericuță. Și fiecare icoană, sigur,
va putea fi donată de o familie care va considera că dorește să rămână pomeniți pe veci, în veșnicia iubirii, a dragostei și a veșnicia pe care fiecare preot care va sluji acolo va pomeni ctitorii, miluitorii, ostenitorii și făcătorii de bine. Să nu uităm că viața este trecătoare. Dacă ați ști cât de puțin este acest efort pe care îl putem face de a aduce bucurie și de a aduce bucurie sufletului nostru, de a ne plăti oarecum greșelile pe care le-am făcut de-a lungul vieții, de ați ști cât de ușor este acest lucru. Poate mulți dintre dumneavoastră v-ați gândi să fiți oarecum mai milostivi. Știu că aveți nevoi, aveți greutăți mulți, știu că aveți la rândul dumneavoastră obligații față de parohiile din sector, din orașe, comune, unde aveți nevoi. Sunt convins că la rândul meu, după ce Bunul Dumnezeu ne va ajuta să înfrumusețăm această bisericuță, îi vom ajuta și noi pe alții. Vă vom ajuta pe dumneavoastră, cei care aveți nevoie, pe duhovnici, pe părinții, care poate și dânsii sunt în renovări. Nu este ușor să renovezi o biserică, nu este ușor să construiești oraclă unui sfânt, să-i construiești casa. Nu este ușor să construiești un edificiu, așa cum am ctitorit această bisericuță, pe care, cu voia Maicii Domnului, am construit-o pentru a rămâne mărturia dragostei, a iubirii și a prețuirii pe care vă port dumneavoastră, celor care o iubiți pe Maica Domnului, o iubiți pe Mântuitorul Hristos și iubiți credința noastră ortodoxă. Dacă am greșit cuiva, poate de-a lungul timpului, dacă am supărat vreun preot, dacă am supărat vreun conducător de-al nostru, public îmi cer iertare, pentru că atunci când reușești să fii smerit și să-ți ceri iertare, ai poate ai greșit, poate am greșit fără să-mi dau seama, poate am greșit fără să realizez, sau poate v-am supărat și dacă ați reușit să mă iertați, mă simt binecuvântat. Dacă nu m-ați iertat, îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă ierte și vreau ca bunătatea pe care o simt în suflet să o primiți și voi și vă dau ca binecuvântare ca toți cei care urmăriți această emisiune, ca toți cei care vă rugați lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfinților de care v-am vorbit și Sfântului Pancratie, să primiți binecuvântarea cerului, să aveți parte de sănătate, să spuneți amin, să aveți parte de fericire și atunci când va rândui Dumnezeu să plecăm din această lume, să ne întâlnim la poarta Raiului. Iubiții mei, există o vorbă mare de care mi-a plăcut întotdeauna să fac uz. Este o vorbă mare și această vorbă sună cam așa, că nimic în viața unui om nu este întâmplător. Poate mulți m-ați ascultat pentru prima dată, poate mulți ați rezonat cu mesajul pe care eu vi l-am transmis și pare, este poate, cred că poate uneori pare atipic, pentru că v-ați aștepta ca un duhovnic, un preot să vă vorbească strict doar de credință, de subiecte dedicate sufletului prin prisma credinței, însă eu vin să îmbin psihologia cu religia, știința cu credința, care iată că și-au dat mâna și care vin să ne explice că ele conviețuiesc împreună, pentru că împreună au dănțuit de-a lungul vremii și știința nu poate să contrazică credința, așa cum credința pe care o avem și religia nu are cum să contrazică știința. Și o să vă dau două exemple. Știința vine să spună că omul are, iată, un corp fizic care este hrănit de energia pe care noi de fapt o ingerăm prin hrană, prin alimente.
religia vine și ne spune mai postiți, dragii mei, mai postiți că e bine. Postul face bine, în mod special organismului, pentru că orice înfrânare de la băutură, de la fumatul exagerat pe care unii, din păcate, nu-l puteți stăpâni, asta este demon. Hrana mâncată necontrolat așa, știți, mănânc când apuc, când am timp, nu face altceva decât să otrăvească corpul. Odată ce corpul intră în starea de degradare și sufletul suferă, pentru că sufletul este parte din tine câtă vreme ești viu și sufletul este neputincios. De ce? Pentru că tu, ca și corp, nu mai ai puterea să te duci, să te ocupi, să te duci la biserică unde este medicul sufletul, unde este preotul. De ce? Un corp neputincios nu se mai poate deplasa, iar sufletul tău este lângă corp. Dacă sufletul tău este bolnav, corpul tău suferă, dar dacă corpul tău este bolnav și sufletul tău suferă. Și suferința este regăsită în frustrare. Am întâlnit oameni care s-au îngrășat foarte tare, foarte mult. De ce? Pentru că au fost frustrați, sunt nemulțumiți de viața pe care o duc, pe care o au și sunt neînțeleși acești oameni, că nu se înțeleg ei pe ei, nu se simt în largul lor. Dragii mei, această frustrare despre care eu vă vorbesc, din păcate avem peste 30% din noi oamenii. De ce? Sunt frustrat că nu mi-a ieșit proiectul, sunt frustrat că n-am reușit să-mi fac două case în loc de una, sau unii care sunt frustrați că nu li s-a rezolvat o problemă cu locul de muncă, cu nu știu mai ce. Să știți că toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu toate ne sunt de folos, dar îngăduința la ceea ce ni se întâmplă este de fapt dată cu un scop. Dacă ți-ai propus ceva și n-ai reușit, nu trebuie să te întristezi. N-a venit sau n-a sosit momentul sau n-a fost momentul sau timpul potrivit. De aceea ai nevoie de un sfânt în viața ta, indiferent cum se numește. Poate Sfântul Pangratie, poate Sfânta Parascheva sau alți sfinți. Ai nevoie de un sfânt pe care să-l întrebi ce este mai bine să fac. Și Sfântul îți va răspunde. Îți va răspunde de ce? Pentru că Sfântul, prin puterea pe care o are, prin darul pe care îl are, te poate limpezi la minte și poate să-ți limpezească gândul pe care tu l-ai de a ști ce ai de făcut mai departe. Tocmai aici vreau să ajung, pentru că blocajul minții este foarte periculos în momentul în care tu de fapt vrei să faci ceva, dar nu știi de unde să începi sau ce să începi sau cum să începi sau ce să faci. Dacă vrei să aflați care este secretul reușitei în tot ceea ce faceți, apelați, iubiții mei, la rugăciune. Aveți acest dar al bucuriei, pachetul în care există mirul de la Sfânt, există cartea de dezlegări, există o brățară pe care vă recomand să o dați celor care trec prin momente grele, să vă puneți la gât lănțișorul și, de ce nu, cei care puteți să ajungeți la bisericuța noastră, Biserica din Lemn, Sfânta Maria, sunteți invitați cu drag să cunoașteți un loc pitoresc, un loc unde tradiția, folclorul și românismul este la el acasă. Acolo este Maica Domnului în Sfintele Icoane, pentru că îi poartă numele. Acolo este Sfântul Pangratie, protectorul celor care au dorințe și care cred că vor reuși. Pentru că Sfântul este, repet, cel care răspunde celor care au dorințe. Este Sfântul Inimii. Este Sfântul celor care mângâie sufletele oamenilor căzuți în depresie și cu ajutorul bunului Dumnezeu, poate într-una din emisiuni vă voi vorbi despre o sfântă pe care poate n-ați cunoscut, este o sfântă dedicată sau declarată Sfânta Iubirii. Dar până atunci aș vrea să vă încredințez de un lucru, că întâlnirile pe care le am cu dumneavoastră, pe calea undelor, vin ca pansament pentru sufletele dumneavoastră rănite. Aș vrea să urmați recomandarea pe care v-am dat-o de mai multe ori. Luați-vă concediu la probleme 10 zile.
nu vă mai gândiți la ele, că nu le rezolvați consumându-vă, nu le rezolvați dacă nu dormiți noaptea, nu rezolvați nimic prin acest stres pe care îl aveți continuu de a vă consuma, de a vă gândi, oare e bine ce am făcut, nu e bine, oare trebuia să fac sau nu trebuia să fac un anumit lucru. Lăsați-l pe Dumnezeu să hotărască sau predați grija voastră sfinților, sfântului nostru drag, pe care eu îl pomenesc și îl iubesc și căruia îi mulțumesc prin dumneavoastră, cei care astăzi sunteți fericiți că l-aveți în casă. Îi mulțumesc sfântului că m-a ales pe mine nevrednicul să vină la bisericuța pe care am ctitorit-o și care vă este deschisă vouă, sufletelor voastre, și de asemenea cei care au nevoie de ajutor, cei care îl cheamă pe sfânt în ajutor să-i citească acatistul pe care îl găsiți în cărticica de care v-am vorbit, Dezlegarea celor 7 noduri. Pe masă vedeți cărțile pe care eu le-am scris. Sunt cărțile în care vorbesc despre viață. Sunt cărțile în care fiecare om, dacă ar fi să le citească, și-ar regăsi propria viață. În 135 de cuvinte, dacă deschizi această carte, de fapt găsești Îndrumarea zilei, în carte Te iubesc, cartea care i-a învățat pe mulți dintre cei care căutau iubirea, ce înseamnă cu adevărat și unde o pot întâlni. În Sacroterapia, medicina sufletului, da, este o carte în care învățăm cum să ne rugăm și pentru ce să ne rugăm, ce rugăciuni să facem, și cartea Tu mă iubești, care sigur că este o carte actuală de familii, în care soțul, soția poate să afle dacă este iubită, sau tânăra sau tânărul care se află într-o relație de prietenie cu cineva, poate să-și dea răspuns la această întrebare, pentru că este important să știi atunci când iubești pe cineva, dacă acel cineva este sincer cu adevărat, dacă te prețuiește, sau dacă acel cineva este de fapt un om fals, un om care este doar la nivel declarativ, sincer, iar pe de altă parte te vinde ieftin. Știți, mulți am trăit experiențe de genul acesta, în care am oferit totul și am primit nimic. Mulți ați avut momente în care ați fost atacați, ați fost dărâmați, decimați, blamați, bârfiți, ca ulterior persoane care au făcut lucrul acesta să vină și să se comporte cu voi ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Știți care este de fapt adevărata reușită a unui om de succes? Adevărata reușită a unui om de succes sunt faptele pe care acesta a reușit să le facă după ce a fost lovit, și de altfel realizările pe care acesta a reușit să le facă după ce a fost aruncate, au fost aruncate cărămizile în el și le-a luat și a reconstruit cu ele. Spune că omul de succes este acela care a reușit să se ridice și să construiască din cărămizile care au fost aruncate în el. Câți dintre dumneavoastră nu vă găsiți în această situație? Câți dintre dumneavoastră nu vă găsiți astăzi într-o postură atât de tristă? Poate ați pierdut bani, firme, sunteți panicați de ceea ce se întâmplă în țara vecină. Însă eu vă spun să nu vă temeți, pentru că teama, repet, frica, este cea care blochează mintea, blochează viața, și un om care este blocat la minte nu poate lua decizii bune, și acestea îl vor costa. Dacă ele sunt greșite, îl pot costa bani, poate îl pot costa libertatea, îl pot costa zile, și eu n-aș vrea ca niciunul dintre cei care astăzi cu dragoste, cu bucurie mă ascultați, să treceți printr-un moment nefericit și să aveți parte de suferință. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea mult înțelepciune și putere. Îl rog pe Sfântul Pancratie, pe care l-ați avut în imagine și l-aveți și acum, care are porumbelul cu finic, simbolul iubirii,
să vă aducă iubirea și liniștea în casa voastră. Îl rog pe Sfântul Pangratie să vă dezlege pe voi, cei care sunteți în suferință de necazurile și supărările pe care le aveți, și vă voi spune într-una din emisiuni, vă voi povesti despre o sfântă, declarată de altfel Sfânta Iubirii, pe care va trebui să o cunoașteți, să o înțelegeți, și vă voi povesti mai multe despre ea, în sensul că, așa cum am reușit de fiecare dată să vă stârnesc curiozitatea, să vă țin în fața micului ecran pentru că v-au plăcut expunerile mele, așa veți afla și atunci cine este Sfânta, unde o întâlniți, unde o găsiți și ce puteți face voi, cei care vă căutați iubirea. Dar până atunci eu vă aștept la Sfântul Pangratie și cei care veți dori să ne ajutați să-i construim bracla sau să familiile, voi, familiile, frați, surori, rude, dacă veți putea să faceți această mică jertfă, să plătiți câte o icoană a unui apostol pe care deja le-am pus în bisericuță, veți rămâne ctitori și vom pune o tăbliță unde vă va pomeni, vă va fi pomenit numele vostru în veșnicie. Tot neamul vostru va fi binecuvântat de rugăciunile, de mulțumirile pe care noi le vom face și mai ales de Sfântul Apostol pe care l-ați ales și care va fi de fapt mărturie prin glasul nostru a dragostei și a prețuirii pe care i-ați arătat-o de-a lungul vieții, pentru că nu e ușor să faci un efort, poate să rupi așa din puținul sau multul pe care l-ai și să-l dăruiești pentru suflet. Dar să țineți minte, toți cei care au ajutat de-a lungul vieții bisericile, toți cei care au fost milostivi de-a lungul vremii, au fost binecuvântați și multe din păcatele lor au fost iertate. De ce? Pentru că faptele bune sunt cele care sunt puse pe cântarul, pe balanța binelui și a răului. Și după cum știm că nu există oameni care au făcut numai bine, mai există oameni care au și greșit de-a lungul vieții, iată, puteți să faceți un bine și să intrați așa în istoria unei biserici, unui colț de rai, ca voi, familia voastră, să fie pomenită de-a lungul vieții, cât timp va exista și va dăinui biserica acolo, ca și ctitori, miluitori, ostenitori și făcători de bine. V-aș ruga cei care veniți să priviți apostolii, sunt în stânga și în dreapta puși sus, și cei care vă veți gândi să luați câte o icoană și să vă fie trecut numele acolo, vă voi mulțumi de pe acum eu și vă mulțumesc în numele tuturor celor care sunt lângă noi și ne ajută. O să spunem o rugăciune de final, rugându-L și pe Sfântul Pangratie să ne însoțească la rugăciunea noastră, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule lui Dumnezeu, primește rugăciunea noastră, a nevrednicilor Tăi robi, spuneți-vă numele, și fă ca această zi să fie pentru noi o zi de binecuvântare. Împlinește-ne rugăciunile noastre și fă ca această rugăciune sfinte să ajungă înaintea Tatălui Ceresc, Dumnezeul Cerului și al Pământului. Iar pe mine, păcătosul sau păcătoasa, vă spuneți numele, să mă izbăvească de tot răul, de tot necazul și de toată întristarea, să primesc binecuvântarea Ta cea sfântă și ajutorul Tău divin. Amin, amin, amin. Fiți binecuvântați, să ne întâlnim cu bine. Doamne ajută!